Curtea de conturi a județului Hunedoara a făcut public raportul acțiunilor de control desfășurate în cursul anului 2011 de către auditorii. Din raport, răi, este clar că primăria Deva a plătit nelegal furnizorului local de servicii de salubritate suma estimată de auditorii publici externi la 3,4 miliarde de lei vechi, ca urmare a acceptării unor tarife stabilite de furnizor care conțin cheltuieli nelegale. Este de notorietate scandalul din Consiliul Local DEVA pe tema tarifului uriaș perceput de firma de salubritate pentru spălarea cu detergent a ulițelor pietruite din Bârcea Mică, hotărârea la care consilierii USL s-au opus cu vehemență, deoarece era clar că nimeni nu poate spăla cu detergent astfel de spații. De asemenea, raportul mai arată că tot primăria DEVA a plătit nelegal aceluiași furnizor de servicii de salubritate Suma de 7,5 miliarde de lei vechi pe unele lucrări de genul golire coșuri de gunoi, răzuit rigole, măturat mecanizat, lucrări care nici măcar nu erau cuprinse în contractele de prestări servicii. De reținut faptul că în vizorul auditorilor Camerei de Conturi a județului Hunedoara a intrat primarul Mircea Muntean și consilierii locali, care au alocat de la bugetul local suma de 10 miliarde de lei vechi pentru stingerea gropii de cunoi a de vechi. La vremea aceea, consilierii USL au refuzat să aprobe banii pentru stingerea incendiului, deoarece cheltuiala trebuia susținută de firma de salubritate, nici de cum din bani publici. Proiectul a fost aprobat de susținătorii primarului Mircea Muntean, PDL, PRM, UDMR, plus Marcel Morar și Cosmin Costa. Audierile sunt în plină desfășurare.